fantastică, fenomenală a poporului român, care va rămâne nu numai 500 de ani, nu numai 1000 de ani, va depăși de departe Forumul Roman. Această construcție este expresia poporului român și așa aș vrea să fie peste veacuri. A vorbit domnul Vasile Maruța, președintele Asociației Arco Carpatic din Nancy, Franța. Iată și domnul Reniță va completa ce a spus domnul Maruța. Adevărat, este un loc foarte important pentru noi, pentru că aici se iau decizii pentru întreaga națiune română și noi suntem convinși că aici se vor lua și acele decizii pentru reîntregirea Basarabiei, cu readucerea Basarabiei cu patria mamă. La fel mă bucur foarte mult că am avut ocazia în această splendidă clădire să am o expoziție personală de fotografii cu genericul Ești floare de dor Basarabie și noi am reușit să promovăm și să atragem atenția tuturor celor care sunt în această clădire la frumusețile Basarabiei românești. Mai ales că am vizitat și acea sală Unire, care după suprafață este chiar puțin mai mare decât un teren de fotbal. Chiar m-a impresionat. La trei vorbinde este de potriva hărții României mari, este o parte din acea zvâcnire a sufletului românesc în tot acest areal. De la Nistru până la Tisa, cum zicea poetul Ionescu. Ce m-a bucurat, ne-a spus că toată această clădire, care este a doua după mărime, după Pentagon, de pe globul pământesc, a folosit material de construcție pur românești. Da, a fost o dovadă și o ambiție din acele timpuri ca toată această clădire să fie una curată românească. Vă mulțumesc mult, revenim pe parcurs. Astăzi noi, cei peste 120 de invitați la Forumul Român de Pretutindeni. În dimineața zilei am vizitat Camera Deputaților sau Casa Poporului sau Casa Parlamentului României. Urmăm să mai vizităm și alte edificii foarte frumoase. Revenim pe curând, fiți pe fir. Mulțumesc mult, la revedere! Am fost eu, Gheorghe Bobeică, invitat la Forumul Român de Pretutindeni, vicepreședintele Asociației Neodacei Strasburg, și v-am relatat de aici, din fața Camerei Deputaților sau Casei Poporului din București, Camera Deputaților României, loc unde n-am mai fost de 20 de ani. La revedere, pe curând!